civilizează. Sunt 10 ani de activitate în spatele meu. Sunt 25 de ani de când domnul Mihai Ghimpu, Gheorghe Ghimpu, Anatol Șalaru și ceilalți lideri ai Mișcării de Renaștere Naționale de aici, de pe această scenă, s-au adresat tinerilor de atunci care s-au ridicat în apărarea statalității și independenței Republicii Moldova, în apărarea libertății și suveranității noastre. De 25 de ani luptăm și mai avem de luptat. De aceea vă mulțumesc pentru încredere, dar să știți că mai este încă foarte mult de luptă. Aceste alegeri sunt alegeri de clarificare. Ce facem? Stăm pe loc, dăm înapoi sau mergem înainte? De partea cealaltă sunt cei care ne trag înapoi. Ei vor să facă din nou Republica Moldova roșie, ca la 7 aprilie, ca înainte de 89, ca în perioada stalinistă. Ei altceva nu știu și mai sunt și conduși și apărați de la Moscova, de Putin. Noi avem o altă cale. Noi avem un alt drum. Drumul nostru este drumul european, drumul libertății, drumul bunăstării, drumul legii și al ordinii, drumul dreptății. Și lucrul acesta îl vom face doar împreună. Toți locuitorii Chișinăului care vom ieși pe 28 la vot și vom da o victorie decisivă în fața trecutului. O victorie decisivă în fața celora care ne-au adus rău pe pământul Chișinăului și a Moldovei. Ne vom clarifica odată și pentru totdeauna. Vom spune hotărât la revedere trecutului sovietic comunist și tranziției și vom spune un da hotărât viitorului european. Lucrul acesta îl facem împreună!